Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitatul meu din această seară, profesor universitar dr. Dan Dungaciu. Bună seara, domnule profesor, bine ați venit. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Trebuie să mă mărturisesc că așteptam întâlnirea cu dumneavoastră. Văd tot felul de reacții și mai ales analize în urma acestui atac pe care Iranul l-a făcut împotriva Israelului. Am citit și un comentariu făcut astăzi, apărut la CNN, reținere sau răzbunare. Israelul se confruntă cu o dilemă în răspunsul pe care va da la atacul Iranului. De asemenea, Israelul are puține opțiuni și fiecare dintre ele vine cu un preț. Ce a fost și ce va fi, cum vedeți, desfășurarea evenimentelor? A fost și bine și rău, depinde de unde te uiți. Pe mine personal m-a surprins oarecum această decizie a Iranului de a acționa într-un fel în care așează Israelul sau le reașează pe în postura de David, până acum era în postura de Goliat, albinter spus. Și e un Dumnezeu acolo al politicienilor care cu siguranță ține cu Bibi Netanyahu de multe ori. De data asta, cel puțin, cu siguranță. Pentru că până la acest atac... Certe că nu ține cu Iohannis. De fapt, ține și cu Iohannis. Îmi cer scuze pentru glumă aproape nereușită. E adevărat, pentru că în ultima perioadă Netanyahu un mare scădere de popularitate. Israelul văzut ca o țară care ataca fâșia Gaza, zeci de mii de victime. Israelul era pierduse o bătălie mediatică extrem de importantă. Iar Bibi Netanyahu era într-un colț, era în cădere liberă, fără soluții. Fără soluții în raport cu Gaza, fără soluții în raport cu președintele Biden, fără soluții în raport cu comunitatea internațională, cu o singură soluție în raport cu populația, să țină, dacă vreți, cu o situație care era destul de dificil de susținut, adică război permanent împotriva Gazei. Ei, și apare acest atac, care, de fapt, îl transformă Israelul în victima majoră. Cine îl critică astăzi pe Bibi Netanyahu face o greșeală majoră, pentru că problema e mult mai mare decât bătălia internă din Israel. Iar cine mai aduce vorba despre Gaza e aproape ieșit din context, cel puțin în aceste momente, în care palestinienii practic au fost sacrificați prin această mișcare pe care Iranul a făcut-o. Deci Iranul a acționat în acest fel, reașezând, repet, Israelul în poziția care îi convine cel mai mult și care într-un fel e poziția firească a Israelului în regiune, adică de David care se luptă cu Goliat. Goliat poate să fie Iranul, Goliat poate să fie o altă coaliție de forțe, dar în postura asta Israelul se simte cel mai bine. Practic s-au inversat rolurile. S-au inversat complet rolurile și toată geografia și nimeni nu mai poate să critique și America trebuie să se alăture și domnul Biden trebuie să salute și nimeni nu mai poate să critique în acest moment Israelul pentru că este victimă. Doi, când a făcut Iranul asta, sigur că Iranul probabil a câștigat ceva în raport cu populația internă, pe intern când a prezentat probabil salva aceea de rachete, drone, rachete balistice sau rachete de croazieră, poate că arăta într-un fel spectaculos. Iertați-mă, practic întotdeauna sunt două perspective. Perspectiva din văzut Bibi Netanyahu văzut de poporul israelian și la asemenea și la israelieni. Și, bineînțeles, perspectiva imaginii felul în care ai văzut Israelul sau cum ai văzut Iranul pe, în lumea mare. Și în interior, foarte corect, lucrurile poate că au avut câștig de cauză. Dar în exterior, Iranul, prin această acțiune pe care de fapt a anunțat-o, Iranul probabil că a vrut să facă cum a făcut atunci când a fost executat în Irak, aeroportul din Irak, generalul Soleimani, când care taliere a atacat o bază militară americană cu 15 rachete, o bază în care nu era nimeni. De ce? Pentru că anunțaseră partea americană, atenție, lovim la ora D, în zona D, să nu fie nimeni acolo. Donald Trump a recunoscut acest lucru și chiar a prezentat public. Deci a fost iarăși o retaliere pentru publicul intern, a dat bine, probabil, în Iran, dar în afară s-a știut foarte clar că Iranul a lovit fără să lovească. De data aceasta a anunțat înainte, vecinii cel puțin, nu Statele Unite direct, în așa fel încât probabil să găsească o scuză că v-am anunțat despre ce s-a întâmplat. Nu cred însă că a anunțat că amploarea atacului va fi atât de mare. Pentru că chiar dacă anunț înainte la 300 de, drone, rachete de croazieră sau rachete balistice pe care le anunț spre Israel, n-ai nicio garanție că ele vor fi oprite toate, chiar dacă ai anunțat anterior. Deci Iranul a anunțat,
dar n-a reușit să atingă militar aproape nicio performanță, trecând peste faptul sigur că a pus la cheltuială statul Israel cu asemenea acțiune, a costat Israelul vreo un miliard. Pentru că suntem într-o situație paradoxală, lovești cu arme de sute de mii de dolari sau milioane. Și folosești pentru apărare miliarde. Da, și ești atacat cu arme de 10.000 de dolari. Dar dincolo de asta n-a reușit aproape nimic. Care sunt consecințele însă? Și aici e problema pe relația bilaterală. Consecințele pot să fie absolut, devastatoare pentru regiune. Pentru că Iranul se poate gândi la faptul că, dacă noi n-am reușit cu aceste rachete, înseamnă că avem nevoie de ceva în plus ca să putem lupta cu Israelul, pentru că așa nu putem să doborâm Israelul sau aliații dacă vreodată va fi un război. Acel ceva pe care îl putem dobândi este doar arma nucleară. De fapt, cel mai puternic, cea mai periculoasă escaladare după această confruntare este posibilitatea apariției armei nucleare în Orientul Mijlociu, dincolo de posesia pe care are Israelul. Pe 20 februarie, deja Agenția Internațională în Energie Atomice a anunțat că Iranul a crescut capacitatea sau cantitatea de uraniu îmbunătățit. Are vreo 5 kg de uraniu total îmbunătățit și vreo 123 de kg de uraniu îmbunătățit, 60%, cu posibilitatea de creștere spre 90%, ceea ce înseamnă că ar putea să producă vreo 3 arme nucleare. Iranul totdeauna a jucat la buza acestei chestiuni. N-a vrut să aibă arma nucleară, ar fi putut să aibă. Dacă cineva în Orientul Mijlociu putea să aibă arma nucleară, asta era Iranul. N-a vrut de ce? Pentru că e mult mai confortabil să poți să ai arma nucleară, dar să nu ai, pentru că ai o putere de negociere mai mare. Când ai arma nucleară, ești ținta tuturor. Când ai arma nucleară, lumea negociază cu tine altfel. Când ai arma nucleară, se sperie de tine Rusia, se sperie de tine China, se sperie de tine toată lumea și te tratează altfel, pentru că ești cel mai periculos individ de pe planetă. Se sperie și Israelul. Că... asta e indiscutabil. Când nu ai arma nucleară și spui, aș putea să obțin arma nucleară, negocierea se deschide. Uite, nu obține arma nucleară, hai că îți dăm asta. Sau încearcă să... Și de fiecare dată Iranul mai îmbunătățea un pic uranul, mai apropia. 25% îl creștea, 35% îl creștea, la 40% și așa mai departe. Tocmai că asta a fost negociat. De data asta s-ar putea ca în mintea Iranului să apară întrebarea, dacă nu avem armă nucleară, nu avem cum să luptăm cu Israelul, pentru că reușește să ne oprească 300 de rachete pe care le-am îndreptat spre Israel. Sigur, ăsta nu-i tot lotul de rachete pe care Iranul are. Pe de altă parte, e vorba și de un atac anunțat. Da, de acord. Și sigur că da. Acum mă întorc la Israel. S-ar putea ca... Dar, încă o dată, chiar dacă era anunțat, tu n-ai garanția când anunți că din cele 300 n-o să cadă. Chiar dacă tu le-ai îndreptat spre, nu le-ai dus spre marile orașe, probabil, că n-ai vrut să faci foarte mult... n-ai vrut să-i escaladezi prea mult, dar din 300 n-ai garanția că ceilalți le puteau apăra sau opri pe toate. Revenind acum la Israel, cum se uită Israelul la asta? Se uită bun. E clar că dacă Iranul a făcut asta, înseamnă că a depășit o linie roșie. Deci războiul devine, cum să spun, ca în vestul sălbatic, suntem unul față în față. Se poate gândi foarte bine Israelul că Iranul își va construi o armă nucleară. Că drumul spre arma nucleară a Iranului este deja deschis. Pentru că dacă am fi în locul Israelului, la asta ne-am gândit. Ce ne poate face Iranul mai mult dacă noi am arătat că putem să-i oprim 300 de rachete, drone și așa mai departe? Să-și găsească arma nucleară. Deci eu cred că acum marea bătălie în Orientul Mijlociu este pentru arma nucleară pe care Iranul obține sau nu obține. Și lucrul ăsta ar fi devastator pentru regiune. Pentru că trebuie să ne amintim că regiunea Orientului Mijlociu nu este totuși o regiune ca oricare alta. Dacă apare arma nucleară în Iran, cel puțin doi actori o să dorească arma nucleară, Arabia Saudită și Turcia. Și acolo e o regiune care nu seamănă cu a noastră. Cât au fi ale noastre de turmentate politic. Acolo e o regiune în care noi discutam la început dialogurile noastre, în care în fiecare stat există un potențial Iran. Adică, tensiunea asta dintre religios și politic n-a fost soluționată niciodată. Greșeala strategică a lui Obama, naivitatea lui, dacă vreți, generoasă al mintei, a fost că primăvara arabă va aduce democrație în regiune și acea regiune se va echilibra democratic. Numai că opusul totalitarismelor și regimul autoritare nu e democrația, ci a fost un regim de tip Iran. Cum s-a întâmplat în Marele Egipt. Stat strategic. Și spun Egipt pentru că acolo a fost ales un președinte, singurul președinte ales democratic în Orientul Mijlociu, care a fost domnul Mohamed Morsi,
care a fost ales de Frăția Musulmană. Deci, alegeri libere a ajuns cineva de la Frăția Musulmană. A trebuit să-l dea jos și să pună un general la loc ca să rezolve... Pentru că n-a fost bine cu democrația. E prea multă democrație strică. Dar ce vreau să spun, că în acele regimuri, în fiecare stat, există un Iran potențial, care n-a fost clarificat. El s-a clarificat în Iran, dacă vreți, când a fost dat jos șahul, pentru că acele așa numită politică democratică seculară a șahului a fost percepută de iranieni ca opresivă și l-au schimbat. Care sunt cauzele? Ține de populație, ține de conducătorii, mai mult sau mai puțin aleși, ține de islam, ține de... De ce nu ai putea să țină? Ține de organizațiile teroriste care sunt răspândite în câteva state din Orientul Mijlociu? Ține de toate aceste lucruri pe care le-ați spus dumneavoastră, dar ține și de o chestiune care e specifică. Vedeți, din păcate... Mă rog, sau din fericire, nu vreau să fac judecăți de valoare, islamul nu are această posibilitate pe care creștinismul a avut-o, care să despartă puterea cezarului de puterea lui Dumnezeu. Dați cezarului ce al cezarului și Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Puterea politică nu este același lucru cu puterea spirituală. Și asta noi știm din tradiția creștinismului european, de la fericit Augustin, care a spus că de civitate Dei nu este cetatea, nu este cetatea oamenilor, sunt două lucruri diferite. Altminte spus, în creștinism nu sunt regimuri politice favorizante din punct de vedere al creștinismului. Regimul politic nu contează în creștinism. E o separație între, mă rog, separație, puneți între ghilimele, că nu e vorba de o distinție foarte clară, între biserică și stat. Cele două entități conviețuiesc într-o formă de sinfonie, nu cum zice teologia bizantină, sau stau una lângă alta, dar nu există așa numitele politici mântuitoare. Deci un stat trebuie să construiască anumite politici ca cetățenii să ajungă în rai. Nu există așa ceva. Și atunci nouă ne-a permis asta în spațiu creștin să le dezvoltăm și națiunile și identitățile naționale și să evoluăm, dacă vreți, în modernitatea pe care noi o cunoaștem. Mai am inventat secularizarea, modernitatea, separația dintre zona religioasă și zona nereligioasă. Noi am inventat laicitatea și ne-am dus unde am ajuns. Acolo a fost foarte dificil, pentru că, mă rog, islamul, Coranul este și religie și viață socială și viață politică. Acolo ți se spune ce să faci, cum să faci în foarte multe domenii de activitate. Nu poți face o distinție între șaria și, mă rog, practica religioasă. De asta ideea pe care a avut-o unii europeni să fim musulmani în Europa, dar să nu practicăm șaria, să nu ne asumăm, este o bizarerie din punct de vedere al islamului. Deci islamul n-a reușit să construiască o creștină democrație deocamdată. Asta e marea problemă. Singura stat care a reușit asta, printr-o operație cu forcepsul a lui Kemal Atatürk, când unii spun a luat Coranul și l-a pus deoparte, nu mai avem nevoie de cartea asta, și ne-au făcut un soi de creștinism într-o zonă islamică, a fost Turcia. Dar iată că după 100 de ani se întoarce roata istoriei și domnul Erdogan este inclusiv împotriva acelei tendințe de secularizare a spațiului turc. Dar asta a fost maximul pe care s-a obținut în spațiul turc. În Orientul Mijlociu, care a fost mult mai puțin expus la modernitatea europeană decât Turcia ea însăși, avem această situație. O neclarificare, dacă vreți, care pleacă din nucleul de funcționare filozofic al acestor societăți, la care se adaugă ce a spus dumneavoastră. Incapacitatea de a-și dezvolta identități naționale foarte clare. Oamenii ăștia n-au avut lideri aleși niciodată, practic. Alții le-au desenat geografiile cu creionul pe hârtie, cum și când au vrut. Mișcările acestea teroriste pe care le-ați menționat, jocuri făcute din afară pentru petrolul, care era cel mai importantă resursă în Orientul Mijlociu. Ei, tot acest amestec, dacă vreți, ghiveci geopolitico, economic, social, cultural, religios, a generat această realitate în care, repet, în fiecare stat se ascunde un mic Iran și nu știi când explodează. De aceea, dacă aduci bomba nucleară în regiunea asta, poți să ai garanția că pentru o generație ai de-a face cu un lider bun, autoritarian, dar bun, dar nu știu ce se va întâmpla data viitoare, când va fi o revoluție, când oamenii ies în stradă, când lucrurile se schimbă. Într-o zonă din asta atât de instabilă să te joci de arma nucleară este aproape un dezastru anunțat. Ca și când te-ai juca, nu? Cu un chibrit pe lângă un butoi cu pulbere. Practic, cam asta e imaginea pe înțelesul tuturor. Asta e riscul și dacă Iranul se duce în această direcție, evident că Israelul trebuie să se gândească ce ar putea să facă și atunci reacția Israelului la ce a făcut Iranul, probabil că va trebui să aibă în minte, cel puțin pe termen lung, nu spun pe termen scurt, și această posibilă dezvoltare. Pentru că în mintea Israelului nu cred că nu apare ideea că Iranul va mai lovi și că încearcă să-și perfecționeze
capacitatea de lovire, Israelul nu poate să fie liniștit. Deși a avut o victorie incontestabilă, nu poate să fie liniștit, cel puțin pentru că nu are garanția că dacă Israelul, Iranul Mertaz lansează 3.000 de rachete, proiectile și rachete, sistemul lui va rezista. Și doi, la nu are atât de mare, nu prea rezistă niciun sistem. Și doi, că nu are nicio garanție că Israelul nu, Iranul nu va dobândi arma nucleară. Deci astea sunt neliniști pe care Israelul le are. El nu este liniștit după această victorie, dar cel puțin în acest moment, în ceea ce privește criticile în afară, se diminuează și domnul Netanyahu este mult mai solid pe picioare politic decât a fost înainte. Spuneți-mi, vă rog, apropo de acest atac al Iranului cu câteva sute de rachete, drone, a ieșit la suprafață cumva faptul că Iranul este o putere militară? Cu toate că am văzut apărarea făcută de Israel, care este, mă rog, poate una dintre cele mai bune apărări, având în vedere dotarea, dar și ajutorul aliaților, că aici au intervenit și francezii, și englezii, și americanii, bineînțeles. Putem spune că este o putere militară, Iranul, de luat în seamă, de gândit în ceea ce privește toate strategiile din zonă, din Orientul Mijlociu? În primul rând, ceea ce a bulversat gândirea strategică într-un fel, dacă vreți, este faptul că, aș spune, și Iranul a încălcat o linie roșie. În ultima vreme se cam încalcă toate liniile roșii. Rușii intră în Ucraina, Iranul lovește direct Israelul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că la nivel global nu mai există deterrență. Oamenii ăștia nu se mai tem de nimeni. Nu le este teamă că li se poate întâmpla ceva foarte rău. Și reacția Israelului, a lui Netanyahu, a guvernului Netanyahu, în fâșia Gaza a fost una disproporționată. Sigur, indiscutabil. Adică, într-adevăr, au fost trecute toate liniile roșii. Nu te gândeai cu ceva timp în urmă că se poate întâmpla așa și ceva. Și atunci te gândești ce se poate întâmpla de aici înainte, dacă toată lumea trece liniile roșii. Ce se poate întâmpla? În cazul Iranului, sigur că el a demonstrat că are o, cantitativ cel puțin, e o putere de care trebuie să ții seama. Faptul că nu s-a mai temut să intre într-un război direct cu Israelul, iarăși un element de luat în considerare. Până acum atacul numai prin proxy. Prin proxy. Că acolo, sigur, cum ni se spune că e o bătălie între facțiunile din interior, de la Teheran, între garda revoluționară și armată, pentru că lovitura n-a fost dată de armată. Da, e posibil să fie. Însă, în cazul unui război, și în Federația Rusă erau tensiuni înainte de... și au fost dispute chiar când s-a luat decizia de intrare în Ucraina. Sunt oameni despre care n-am mai auzit nimic de atunci. Deci, totdeauna au fost tensiuni, n-au fost unanimități. Dau un exemplu care m-a mai cunoscut, mai ales românilor, după episodul 2003, cu memorandumul Dimitri Cozac. Dimitri Cozac a fost un om adus de Vladimir Putin de la Sankt Petersburg, au lucrat împreună la începutul anilor 90, a fost vicepremierul Federației Ruse, numărul 2 în administrația prezidențială, șef de campanie în 2004 al lui Vladimir Putin, apropiat, i s-a dat însărcinarea gestiunii Ucrainei, Republicii Moldova, cu memorandumul Cozac. N-a mai auzit nimeni de el după război. De ce? Pentru că a fost unul dintre cei care s-au opus intervenției în Ucraina și a fost încet, încet înlăturat. Restul, statul a funcționat mult mai unit, populația a susținut și războiul merge mai departe. Noi nu avem nicio garanție. Chiar dacă acum sunt tensiuni la Teheran, că Doamne ferește într-un război, regimul ăla nu se va solidifica. Adică nu vor face exact adică cum au făcut ruși. S-ar putea întări mai mult decât se până întărește acum. Și probabil... un război în cele din urmă face ca o țară, mă rog, o națiune să se întărească mai tare, să inclusiv, fie mai unită când e vorba populația de o reacție susține, de felul ăsta. Da. Să susțină regimul. N-avem absolut vezi Rusia, cazul, vezi Rusia. Rusia până la urmă. Vezi adică... cazul Rusiei. Deci noi nu avem o garanție acum. Sigur că noi putem să speculăm câtă tensiune există. Și cu siguranță există. Iranul a trecut prin enorm de multe tensiuni. Oamenii au ieșit în stradă, au ucis oameni, au arestat, etc. Dar nici Rusia n-a fost foarte departe de asta. Și iată, acum că nu reușești să faci spărturile pe care le tot visai la începutul războiului, că este lumea stradă, că Putin, că nu se va întâmpla asta. Și nu avem nicio garanție că Iran se va întâmpla totuși așa ceva. E o națiune mare, puternică, cu un teritoriu imens și cu o istorie enormă. O istorie. Care istorie vine din spate și le conferă o istoria statură... unui imperiu și nu orice fel de imperiu. O statură care nu îi face să se încline ușor în fața unui adversar, fie că e America sau Israelul. Deci, din punctul ăsta, e un foarte mare risc să duci Iranul într-un război. Cel mai bun exemplu pentru a înțelege toată lumea ceea ce se întâmplă, apropo de nu numai război, ci de opoziție de felul ăsta, ne aduce în aminte august 1967, România
Nicolae Ceaușescu, da? După invadarea Ceoslovaciei. Sigur, Ceaușescu era de 3 ani la putere, totuși era vorba de un regim comunist, de un lider comunist. Mă rog, ceea ce se întâmplă al doilea război mondial, eu mi-aduc aminte discuții după aceea și de la maturi foarte mulți care au aderat la Partidul Comunist, iar Ceaușescu devenise un lider, românii se uitau la el ca la un lider adevărat. Oameni din închisori care au aderat la Partidul Comunist după acest gest, pentru că abia așteptau... Deci reacție... exemplul ăsta de a fi într-o bătălie cu de felul... Sigur, mai ales cu Rusia. Mai ales cu Rusia, bineînțeles că era vorba de Rusia. Da, în plan iranian și Israelul este dușmanul de moarte. Adică vorbesc de faptul că și americanii, că o să radă Israelul de pe suprafața pământului. Israelul nu poate să intre în război cu Iranul fără America, nici măcar să lovească cu aviația Iranul fără America, pentru că au nevoie de alimentare în aer, asta înseamnă sprijin american. Deci înseamnă implicarea americanilor, chiar dacă nu direct, indirect în acel atac, dacă va fi vorba de un asemenea atac. Dar revin, principala obsesie în acest moment a Israelului este arma nucleară pentru Iran, pentru că asta e cea mai puternică și periculoasă evoluție sau escaladare în această regiune, repet, cu evoluțiile de rigoare. Arabia Saudită, Turcia este sub umbrela NATO, e mai complicat, dar Arabia Saudită nu este, ar putea să ceară și arma nucleară și să spună americanilor, dacă vreți să colaborăm, să încheiem pacea cu Israelul, avem nevoie de arma nucleară, sau ne puneți voi scutul nuclear deasupra capului, pentru că altminteri cu Iranul și Israelul nu avem nicio încredere. Și atunci toate lucrurile astea o să intre într-o accelerație, dacă vreți. Deci, victoria este indiscutabilă a Israelului, dar e o victorie de etapă. Israelul încă mai are de luptat. Și nu se știe dacă toată povestea asta mai durează, ce se va întâmpla cu Gaza și chestiunea o întrebare, apropo, pentru că e o dublă provocare. Odată, răspunsul pe care să-l aibă Israelul și va juca să ne spuneți cum vedeți acest răspuns și dacă el va veni imediat, repede, sau va dura până când Israelul va găsi o formă de a răspunde Iranului și în aceeași măsură problema Gazei rămâne, nu numai că rămâne nerezolvată, e din ce în ce mai gravă. Sunt zeci de mii de morți acolo, s-a ajuns la 30 de mii de morți, foarte mulți copii, femei și așa mai departe. Credeți că au legătură cele două lucruri și două probleme atât de grave? Că problema Gaza rămâne și este una foarte gravă, e cea care a afectat pe termen lung imaginea guvernului Netanyahu și a Israelului și problema răspunsului pe care trebuie să-l dea, se pot separa una de cealaltă, în ce măsură răspunsul va face să fie uitată tragedia din Gaza. Pe moment a fost uitat. Pe moment, Israelul este acum, să zic așa, victima indiscutabilă, este David în raport cu Goliat. Cât va dura acest lucru, nu știm. Problema este în ce măsură Israelul va asculta de ceea ce îi spune inclusiv președintele Biden. Președintele Biden a prins momentul și a scris rapid astăzi un editorial în Wall Street Journal în care vorbește despre iarăși pune împreună Israelul și Ucraina. În raport cu Gaza, narațiunea era că Israelul este Rusia și Gaza este Ucraina, mai ales în narațiune anti-israeliene care abundă în teritoriul Al Jazeera până la televiziune palestine de acolo. Acum Israelul este pe aceeași pagină cu Ucraina și cele două state care se luptă să nu fie scoase de pe suprafață, șterse de pe suprafața pământului, Ucraina către ruși, Israelul de către Iran. Și trebuie ajutate și trebuie să facem totuși, dar să nu uităm nici chestiunea palestiniană. Deci mesajul pe care domnul Biden îl transmite este că lucrurile acum stau bine pentru Israel, reacția Israelului nu trebuie să fie una care să... Hai să zic așa, să împingă într-un fel America în război sau să ducă America în război. Pentru că America nu are nicio garanție în momentul ăsta că nu poate fi dusă în război. Israelul nu se poate lupta singur cu Iranul și din această perspectivă, și știe în același timp că America nu poate să lase Israelul singur. Ăsta este un soi de șantaj mai mult decât sentimental adresat administrației Biden, care este îngrozită de o asemenea perspectivă. Pentru că evident că America nu poate lăsa Israelul singur. Indiferent cât de puternică va fi retaliare, nu sunt convins că Israelul se va convinge consulta cu Statele Unite apropo de ce va face. Sau nu știu dacă va ști chiar totul.
Deci America acum se află în situația de a aștepta ce va face Israelul, în așa, sperând în același timp ca să nu fie implicată mai departe într-o confruntare în Orientul Mijlociu. Asta ar servi lui Netanyahu de minune, pentru că orice confruntare cu Israelul scoate chestiunea gazei din discuție. Orice oprire a confruntării cu Iranul, mă iertați, scoate chestiunea gazei din discuție. Orice oprire a disputei cu Iranul, poate nu azi, poate nu mâine, dar cu siguranță poimine, va readuce chestiunea gazei pe tapet. Adică va readuce ideea că cu Bibi Netanyahu nu se poate face pace. Nici cu Iranul, nici cu Gaza, nici cu America. De fapt, în momentul acesta, dacă el nu mai accelerează fenomenul strategic, riscă să genereze critici din partea vechilor critici al lui, din Statele Unite și din Israel, care vor spune că el nu poate face pace în Gaza, el ceartă Israelul cu America și el duce în război Israelul cu Iranul. Deci el trebuie să țină aceste trei bile în mână și aparenta victorie de moment a Israelului s-ar putea să fie foarte riscantă pentru el. O victorie la Pirus. Poate să fie o victorie la Pirus. Da. Spuneți-mi, vă rog, am auzit de multe ori comentariul ăsta și aștept de la un analist detaliat dumneavoastră de politică externă părerea. În ce măsură Biden are nevoie de un război? Sau are nevoie de o implicare Americii care să ducă până acolo să spună că și America este în război cu Iranul? Asta eu cred că n-are nevoie de așa ceva nici în coșmarele cele mai rele. Eu am auzit pe unii care spuneau din potrivă. Biden e în stare să facă orice, să intre în război, numai să nu pierdă alegerile. Dacă intră în război, pierde alegerile și mai rău decât riscă să le pierdă acum. De ce? Pentru că cu tot respectul, mă rog, statului american față de statul Israel, populația americană nu, și electoratul domnului Biden nu împărtășește chiar așa de mult entuziasmul, poate nici domnul Biden personal, entuziasmul pentru Israel. Există un public democrat care în acest moment, sigur că e mai reticent, dar asta nu înseamnă că astăzi în America nu sunt pe stradă pro-palestinienii, care au început acum un joc care politic mie mi se pare cel puțin bizar, închid marile bulevarde, adică creează un scandal monstru care s-ar putea să se întoarcă împotriva cauzei lor. Deci sunt foarte activi, sunt foarte angajați. Tinerii din Statele Unite... Da, nu se mai reflectă atât de mult, în Europa, dar în America, nu mai vedem în aceste țările lucruri. Arabe, în fiecare zi există. Indiscutabil, indiscutabil. Noi nu le vedem. De asta spun că momentul când dispare momentul potențialului război între Israel și Iran, aceste lucruri vor izbucni. Ne întoarcem la Gaza. Asta nu se pot scoate din mentalul public, mai ales că deja, repet, există un public care e foarte atent la această temă, acest subiect. E foarte riscant acum, dacă ești democrat, mai ales un democrat important, de la doamna Nancy Pelosi până la mai știu ce alți senatori sau congressmen, să vorbești public și să nu fii întrerupt de cineva care spune că sângele Palestinei este pe mâinile voastre și așa mai departe. Deci tema este acută în Statele Unite. Domnul Biden, mai ales că, și asta mai ales în electoratul democrat, adică electoratul domnului Biden, mai ales electoratul tânăr care până acum vota cu domnul Biden. Deci pentru domnul Biden un război acum ar fi un final de carieră, cum să spun, asurzitor. La fel cu o înfrângere, să zicem, a Ucrainei completă, definitivă, formală, ca să zic așa. Pentru că, din păcate, Ucraina se îndreaptă spre o înfrângere pe teren, dacă nu-i un ajutor. Da, ajungem acolo. Așa? Deci, așa cum o înfrângere formală, cred că nu este acceptabilă și probabil că nu se va întâmpla, sau, mă rog, se speră că să nu se întâmple asta și probabil că va fi și un ajutor american să nu se petreacă lucrurile acestea până la alegerile prezidențiale. Deci, repet, lucrurile nu s-au încheiat pentru domnul Biden. Domnul Biden nu vrea să intre într-un război, vrea să evite un război și probabil că curajul de care, sau aproape irresponsabilitatea de care a dat dovadă Iranul prin această ripostă la adresa Israelului, se bazează pe certitudinea că linia roșie pentru America este o intrare în război a Israelului împotriva Iranului. Pentru că Israelul știe foarte bine că o asemenea intrare în război s-ar face doar cu sprijinul american. Și Teheranul crede că acest sprijin american nu poate să vină pentru că domnul Biden nu își poate permite un război. Și atunci, sigur că probabil că a plusat un pic riposta sau a exagerat această ripostă. Haideți să vorbim și despre ce se întâmplă în America, dar să vorbim despre Ucraina. Sunt din ce în ce mai multe analize legate de războiul din Ucraina. Ultima analiză pe care am citit-o, Politico, Ucraina se îndreaptă spre înfrângere. Adică e cu subiect și predicat,
Dar știți foarte bine că sunt multe analize de felul ăsta. Aici sunt două poziții în Statele Unite. Una care spune Ucraina trebuie susținută pentru că e dreptul moral al Ucrainei să fie susținută. America trebuie să susține pentru că s-a angajat să susțină. Ucraina poate câștiga dacă e sprijinită de America, etc., etc. Și o poziție care spune nu mai are rost să o susținem pentru că militar nu mai are cum să câștige. Doi, dacă dăm acești bani, nu schimbă datele problemei, pentru că în acest moment America produce 360.000 de obuze, 155 pe an. Dacă creștem puțin, iertați-mă, produce 650.000 de obuze pe an, dacă creștem un pic capacitatea, ajunge la 1.200.000 pe an, Ucraina cheltuie, trage pe an 3-4 milioane de obuze, chiar până la 7 obuze, deci minimul este 3-4, mult peste capacitatea noastră, America, să facem asta. Mergem prin inițiativa Cehiei să mai cumpărăm din stânga în dreapta, dar europenii nu pot să producă decât pe la sfârșitul 2025. Noi putem să creștem capacitatea pe la sfârșitul 2025, deci în acest moment nu îi putem ajuta. În ceea ce privește Patriot-ul, la fel, nu putem produce atâtea Patriot-uri decât are nevoie Ucraina. Am promis Patriot-uri în Taiwan, avem și noi nevoie de Patriot și așa mai departe. Deci, interesant că ideea de a victoriei Ucrainei în război nu mai e susținută de niciun militar. Vă aduceți aminte că la generalul Petreus, până la, mă rog, Stoltenberg nu e militar, dar până la general din NATO, domnul Ben Hodge și mulți alții, foști importanți generali, acum în retragere, au vorbit despre șansele Ucrainei de a câștiga în contraofensiva din 2023. Astăzi nu mai spune niciun militar că Ucraina are șanse să câștige pe teren. Spun politicienii sau, mă rog, oameni de opinie din Statele Unite care nu sunt militari și care invocă argumentele morale. Practic, sunt niște declarații politice, până la urmă. Și sunt declarații politice sau declarații de lobby sau convingeri morale indiscutabile. Sunt foarte multe. Paleta e foarte largă a celor care susțin Ucraina. Păi, una e umerește să o susții, deci e o chestie morală normală. Doi, probabil că chiar crezi că sprijinul american este determinant și cei 60 de miliarde. Doamne, e și nu e normal. Ne aducem aminte de anul 2023, apropo de ofensivă, foarte multe declarații. Tu mai invocați câțiva general de felul acesta, care nu erau deloc acoperite de realitate. Nu, una e să vii cu un îndemn, cu o speranță până la urmă și așa mai departe, și alta e să spui lucruri care n-au nicio legătură cu realitatea de pe câmpul de luptă. De acord. Asta s-a întâmplat vreme de aproape 2 ani de zile. Noi să știți foarte bine că și n-a folosit nimănui, dimpotrivă. Când adevărul e diferit de bine, trebuie să faci o decizie profesionistă, Absolut. Din păcate nu s-a făcut. Eu o fac din perspectiva gazetarului, Eu despre gazetar vorbesc. Da. Din păcate nu se câștigă la televizor războaiele. Din păcate. Noi am încercat să-l câștigăm în 2022-2023 și n-a reușit. Acum, nu o să auziți vreun general sau vreun militar care să vă spună că există militar posibilități ca Ucraina să scoată rușii din Ucraina. Bun. Asta e din păcate. Și chestiunea subsecventă, ați observat în presă că a fost scoasă la lumină negocierea din aprilie-martie 2022. Vă aduceți cea de la aminte? Istanbul. Da, nu, care s-a încheiat cu comunicatul din Istanbul. Da, și se reau lucruri din acea negociere, mă rog, din acel tratat de armistice. Wall Street, Wall Street Journal, da. Foreign Policy, Foreign Affairs. În ce măsură ceea ce s-a negociat atunci se poate negocia și iată astăzi. Că s-a putut negocia. Cine a fost de vină? De ce nu s-a întâmplat? De fapt, nu asta e discuția. Pentru că noi putem discuta în sfârșit cine a fost de vină. Este cert că acolo a început o negociere. Rușii spun că și-au retras armatele pentru negociere. Ceilalți spun că și le-au retras pentru că nu mai aveau cum să și le țină, că militarii au pierdut. Dar ideea nu e asta. Cine a câștigat, cine a pierdut atunci. Ideea este că iată că s-a putut negocia. Deci faptul că se aduce în discuție acel document astăzi, acum, nu doar de Vladimir Putin în discuția cu președintele Lukashenko. Și de cei care până mai ieri vorbeau despre, da. Ci de în presa occidentală, anglosaxonă, nu cum zic rușii, asta este indiscutabil un semn. Deci semnul acesta spre negociere e lansat. Concomitent cu toate aceste lucruri, astea apare și furia, disperarea domnului Zelenski, pe care omenește o putem înțelege. Domnul Tucă, ce s-a întâmplat de fapt în Iran, din perspectiva Ucrainei, că m-ați întrebat de Ucraina? Imaginați că sunteți ucrainean și vă uitați. 300 de rachete, printre care drone care au căzut pe teritoriul Ucrainei,
Da, am se aici duc, titlul, da. Se duc spre și apără, pe când în Ucraina se întâmplă exact pe dos. Nu există niciun acord militar semnat între Statele Unite și Iran și Israel. Nu există niciun acord militar semnat între Marea Britanie și Israel. Nu există niciun acord semnat militar între Franța și Israel. Toate aceste state și-au ridicat avioanele și au apărat Israelul. Cu atenție să nu atace Iranul, să nu intre în război cu Iranul, adică septica, să zic așa. Ucraina se uită și zice, păi fraților, chirurgical, să nu încalce. Pe noi, de 2 ani ne bombardează rușii cu aceleași chestii și plus încă altele și nimeni n-a venit să ne apere și pe noi. De ce? Și întrebarea asta acum, îmi se spun, știți că Sudul Global certa Occidentul pentru că morții palestinieni nu sunt egali cu morții ucrainieni. De ce despre morții ucrainieni vorbim atât și despre Palestina așa de puțin? Corect. Acum ucrainienii spun, dar de ce statul nostru nu este egal cu statul Israel și al nostru Zelenski nu este apărat? Cere, vrem și noi o apărare așa, apărarea de care a avut parte Israelul. De ce? Omenește vorbind, e de înțeles. E de înțeles. De ce? Nu se poate întâmpla același lucru și bun, când vine vorba despre Ucraina. Israelul nu e Ucraina. Da. Pentru că nu există și nici Iranul nu e Rusia. Iranul e potențial nuclear, Rusia e nuclear. Dar Israelul nu are niciun tratat militar cu America, dar nu există în lumea asta vreo relație mai strânsă între două state decât America și Israelul. Nu există. Și asta va funcționa indiferent că vor fi mârâituri, supărări, certuri, Biden sau Trump, că va fi Netanyahu sau altul, cine vreți dumneavoastră. Așa s-a întâmplat totdeauna. Că Netanyahu a fost supărat pe domnul Obama și nu s-a întâlnit cu președinția. Așa, că e supărat a fost pe domnul Biden. Că domnul Biden a dat pe surse că l-ar fi înjurat un pic, iertați-mi expresia. Că o delegație n-a mai plecat în Statele Unite. N-are nicio importanță. Și așa mai departe. N-are nicio importanță. Deci, Ucraina nu este Israel și Iranul nu este Rusia, care Rusia este o... Da, totuși, putea să dați un răspuns mai diplomatic, adică să nu... Spuneți că de naiv sunt chiar așa pe față, că Iranul nu e... Că, da, mă rog, înțeleg. Pot să primesc lecția, că e o lecție deschisă până la urmă și sunt bucuros că primesc. Israelul a înțeles... Glumeam! Da, nu, și eu nu glumeam. Da. Știu că dumneavoastră nu glumeam, Israelul a înțeles foarte bine. Un lucru... Capitala Israelului, la număr de locuitori, era, cel puțin, în Washington, nu era în... Mă rog, nu era în Israel. Pentru că numărul populației era consistent și, doi, populația aceea, dintr-un patriotism israelian fără precedent, a înțeles că nu poți proteja Israelul dacă nu ai o influență în Statele Unite, în care în fiecare zi, picătură cu picătură, să spui... Influență care există de... Din 48... De când s-a făcut statul. De când lumea, da. De când s-a făcut statul. Ei au făcut asta din patriotism israelian, dintr-un patriotism de o inteligență atroce și care s-a dovedit a fi de succes. În acest moment, domnul Biden, că se uită pe electorat. Și n-ar vrea să o facă. Dar se uită la relația cu Israelul și de ce înseamnă lobby-ul israelian în Statele Unite și n-are ce face. Merge pe linia subțire de a încerca să-i mulțumească pe toți. Și electoratul și Israelul. Trump spunea că dacă ar fi fost el președinte, Iranul n-ar fi atacat niciodată Israelul. Dom'le, până la proba contrarie, pe vremea... Deterrence-ul. Cine? Deterrence-ul, descurajarea pe vremea lui Trump. Așa. Era... Era. Pentru că, până la urmă, politica pe care o făcea el, îl reprezenta pe el, stilul ăsta de berbec, de a intra în toate, inspira teamă, dar și chestiunea asta de a negocia, s-a dus la ăla, Corea de Nord, pentru mine a fost o surpriză, mă rog. Poate negocia, sunt convins că se urca în avion Corea. Și se ducea la Moscova să discute cu Putin, n-am nicio îndoială. Și Corea de Nord, pentru noi, este o chestie exotică. Pentru America era una dintre cele mai importante probleme de securitate. Bun. Ne mai întoarcem un pic la Iran, Israel, Orientul Mijlociu. Avem și o hartă aici, dacă e nevoie să... Mai e vreun actor important în zonă care are ceva de spus? Am văzut declarația lui Erdogan... Principalul vinovat pentru atacul Iranului asupra Israelului este Netanyahu și administrația sa însetată de sânge. Apropo de asta, domnule profesor, vreau să comentați și ceea ce spune Erdogan, sau Erdoğan, că înțeles că G-ul, mă rog, eu citesc în românește, pot să fac greșeala asta. Totul a plecat de la atacul Israelului la ambasada Iranului în Siria, în Damas, parcă a fost, da? Consulat. S-a vorbit foarte puțin, consulat. S-a vorbit foarte puțin despre asta. Bun, era un motiv, să-i spunem, suficient pentru răspunsul Iranului?
Poate în alt caz, altă relație între state, da. În cazul Israel-Iran, nu. Bun, prima de ce? Să spun de ce. Pentru că, în primul rând, între noi fie vorba, Iranul vorbind despre protecția ambasadelor și instituțiilor diplomatice sunt un pic ironic, ținând seama de ce a făcut Iranul, apropo, cu alte ambasade, ca să nu spun chiar cu ambasada Statelor Unite. Ei n-au vădit foarte mult respect, apropo, de toate aceste instituții, dar trecând peste asta. Dacă ar fi fost un incident între două state care până atunci n-au avut nimic de împărțit și unul dintre ei lovește o instituție, celălalt reacționează. Așa cum a făcut-o Israelul? Da, dar dumneavoastră nu uitați un lucru. Israelul și Iranul se află într-un conflict de zeci de ani, doar că nu s-au lovit direct. Iranul a lovit prin terți. Păi da, dar argumentul nostru este și pro și contra intervenției răspunsului Iranului, în egală măsură. Sigur că da, sigur, indiscutabil. Asta da. Este partea unui război pe care Israelul îl duce. Iertați-mă, dar când Hezbollahul lovește Israelul, cine lovește? Tot Iranul lovește, doar că nu lovește direct. Iar, deci, ei când se prind unii pe alții și se simt slabi, se lovesc. Israelul a găsit acea breșă, dacă vreți, doi generali, șapte ofițeri, i-a găsit acolo un consulat și i-a lovit. Deci, repet, dacă ar fi fost un incident între două state, sigur că sună altfel. Dar ăștia sunt în război de zeci de ani. Israelul se uită, atacă, Iranul dă ordin regimului Houthi sau Hezbollahului sau Hamasului sau miliților din Siria sau cine vreți dumneavoastră, cui vreți dumneavoastră, pentru a lovi Israelul. Deci ăsta e un război permanent, el nu se va opri. Apropo de ripost... Asta este luat-l ca un episod într-un război mai amplu. Și atunci reacția, mă rog, atacul Israelului poate părea cu ghilimele ceva normal până la urmă și nu necesita, să spunem, o reacție disproporționată, asta încercam să spun. Dacă îl scoate pentru că reacția a fost disproporționată, faptul că Israelul cu America și ceilalți aliați au neutralizat toate rachetele și dronele una, dar reacția a fost una disproporționată. Indiscutabil. Dar Iranul a și anunțat-o cu 72 de ore înainte ca să fie sigur și că asta e adevărat. Da, dar asta repet. Nu, dacă îl decupăm, pare o chestie scandaloasă. Dacă lăsăm să curgă, lăsăm. Pare dacă ceva îl firesc. Vedem, pare ceva firesc un război între pentru că și Israelul se poate uita în urmă și să spună de câte ori a lovit Hezbollahul Israelul sau de câte ori a lovit Hamasul prin, mă rog, Israelul prin, iertați, Iranul prin Hamas, de câte ori a lovit Israelul și așa mai departe. Adică acolo este o istorie care, sincer, nu știu cum se va încheia. Cum se va sfârși? Credeți că, apropo de reacție și de ripostă, se vorbește la fel în analizele care se tot fac, riposta ar putea veni să fie făcută nu pe teritoriul Iranului, ci pe teritoriul Siriei, unde știm că este Hezbollahul. Depinde ce vrea Israel. Depinde ce vrea Israel. Dacă ce vrea Israel? Dacă Israel vrea să închidă povestea și să se pregătească în tăcere pentru viitorul episod, că ce vedem noi acum este episodul N. Și de o altă anvergură, să-i anvergură, atunci poate să facă ceva de genul ăsta. Repet, așa cum a făcut Iranul când a fost vara de Statele Unite, atenție, vă lovim acolo, luați-vă soldații, 15 rachete, nu se va întâmpla nimic și nu se va întâmpla nimic. Bun. Însă e un pic, nu e stilul lui Netanyahu să facă asta. Poți să lovească repet, dacă lovește pe teritoriu cu avioane sau ridică în aer avioanele să lovească Iranul, vor avea nevoie de sprijin american și americanii nu cred că vor să intre așa ceva. Dacă lovește terți... Nu mă pricep la tehnica militară. E nevoie de alimentare în aer pentru că distanța e destul de mare. Da. Mă rog, depinde și de... Poate să fie 1000 de kilometri sau 2000 de kilometri în funcție de obiectivele pe care și de țintele pe care mai ales că Iranul, le propun. Iranul e mare. Da. Doi, la asemenea lovituri este riscant. Dacă fi peste Europa, mai rămâne Sicilia. Corsica vest, și un pic din Portugalia. Vestul Da. Ideea este, dacă dai asemenea lovituri, ele trebuie să fie foarte bine calculate, pentru că dacă le ratezi, arată prost. Adică te transformi tu în Iranul care a ratat lovitura și asta Israelul nu cred că își permite. Deci dacă e vorba de teritoriul Iranului, ceea ce însemna o escaladare, repet, cu sprijin american, și americanii nu cred că administrația Biden dorește așa ceva. Președinte american, Biden și membrii de rang în alta echipei sale de securitate, iertați-mă doar o secundă, le-au spus omologilor lor israelieni că SUA nu vor participa
la nicio acțiune ofensivă împotriva Iranului. Potrivit unor oficial american, familiarizat. Mă rog, dar am mai auzit multe declarații. Israelul poate să spună ei și, că dacă o să intrăm, nu o să ne lase. Bun, dar dacă se întâmplă o acțiune împotriva Iranului, este complicat. Dacă se întâmplă prin terțe, poate întâmpla, este o chestiune mai... Dacă se întâmplă în solovitură, cum s-a invocat, înainte de atacul acesta a fost un atac cibernetic împotriva Israelului. Dacă Israelul dă un atac cibernetic împotriva Iranului ca să... mă rog, pune în dificultate rețele importante din Iran și sisteme de apărare, atunci iarăși poate să fie o lovitură pe care Israelul e capabil să o dea și s-ar putea să-și o asume. Dar asta, sigur, depinde de Israel. Nu cred însă că avertismentele decisiv este aici ce spune Washington. Cred că decisiv este cum își gândește Netanyahu și destinul riposta Israelului, dar inclusiv destinul său politic. Adică e o chestie foarte... Da, da, nu e singur acolo. Sigur că nu este. A trecut atât de repede. Domnule profesor, apropo de Rusia, că ne-am întors la Orientul Mijlociu. Deci, care sunt soluțiile? Să ne întoarcem la acele puncte din armistițiu care s-a discutat la Istanbul? Punctele din armistițiu cele mai importante erau așa. Cele două părți negociază. Crimeea se rezolvă peste 15 ani. Rusia n-avea teritorii atunci, nu se punea problema teritoriul, doar despre Crimea rezolvată peste 15 ani. Ucraina neutră, Ucraina nu intră în NATO, Ucraina nu face alianțe militare, Ucraina păstrează o armată de 85.000 de oameni cât au fost în 2014, ucrainienii cereau 237.000, Ucraina are 232 de tancuri și spuneau... Rușii spuneau 232, Ucraina spunea 800. Deci erau niște chestiuni tehnice. Ucraina se denazifică în sensul că nu mai folosește simbolistica, străzi, denumiri, etc., etc. Ucraina va fi sprijinită de Rusia să intre în Uniunea Europeană. Atenție! Da. Deci asta a fost negocierea care a fost pe masă, care până la urmă a ieșuat. Aici, sigur, de fiecare cu părerea lui, de ce a ieșuat. Și primește garanții de securitate, inclusiv de la Federația Rusă, Consiliul de Securitate, și erau enunțate acolo câteva state, America, Polonia, Germania, Canada, Japonia, etc., etc., vreo 10 state. Dar garanții de securitate care erau mult mai puternic formalizate decât articolul 5, care se spunea închiderea spațiului aerian, dacă va fi atacată vreodată de vreun terț, închiderea spațiului aerian, alimentare cu muniții, alimentare, deci foarte articulat acest sprijin pe care trebuia să-l acorde aceste state, deci când se întâmpla ceva rău Ucrainei, dacă i s-ar fi întâmplat, fără acord de securitate, fără o înțelegere de tip articolul 5 consens, toate statele știau ce aveau de făcut, nici măcar nu mai discutau despre ce ar putea să facă. Închideau, sprijinau economic și etc. Deci asta era acordul, de fapt, care n-a fost semnat până la urmă, dar a fost mai mult sau mai puțin convenit între cele două părți. Și cum vedeți în martie-aprilie 2022? Finalul acestui război. Eu nu văd finalul în acest, dacă, Doamne ferește, nu cade frontul sau nu se întâmplă ceva dramatic, eu nu văd finalul până la alegeri prezidențiale, pentru că acest din final... Statele Unite. Din Statele Unite. Pentru că acest final nu va fi favorabil Ucrainei. Deci anul acesta Ucraina nu poate, nici printr-un miracol, dar mă rog, poate printr-un miracol, să-i scoată pe ruși din Ucraina. Adică teoria victoria Ucrainei, după care rușii trebuie să plece la nivelul frontierelor Ucrainei din 91, asta evident că nu va ține. Deci Ucraina va pierde acest război. Deci nu cred că această înfrângere va fi consemnată până la lege în timpul mandatului administrației Biden și o să încerce să țină cât mai mult ca acest război să nu se închidă decât după alegerile prezidențiale din America și cred că indiferent de cine va fi președinte, de asta spuneam că între cei doi președinți nu există opinii mari, divergențe majore nici pe China, nici pe Orientul Mijlociu, nici pe Ucraina. Și cred că indiferent cine va fi președinte, că domnul Trump se duce într-acolo, sau mă rog, se duce așa, și domnul Biden se duce așa, cele două opinii după noiembrie 2024 vor coincide pe o negociere care se va face, cum să spun, cu o America relaxată, în sensul în care nu va mai avea presiune electorală. Aceste negocieri, care nu vor fi foarte din, să ne înțelegem, perioada război și post-război în Ucraina, nu cred că va fi atât de bine delimitat.
Adică nu va fi foarte clar care e situația. Vreau că vor fi foarte multe discuții, foarte multe negocieri, se va trage o linie de contact. Adică lucrurile vor trena. Nu vom fi de mâine am intrat în situația post-război. Problema care trebuie să ne preocupe pe noi este care va fi poziția României, ce se va întâmpla cu Republica Moldova. Necesita timp, nu este întâmplă lucrurile peste noapte. Niciodată nu s-au, în ultima vreme, războaia nu se mai încheie. Vreau să vorbim un pic despre Europa, că n-am apucat să vorbim. Da. Am înțeles că sunt și alegeri europarlamentare. Ați știat? Știți de ce am aflat că încep să semene foarte mult cu alegerile de la noi? Ce? Păi nu, dar eu mă uit la... E campanie electorală și pentru europarlamentare. Da. Dar în afară de acest război între Piedone și Nicușor Dan și doctorul Cârstoiu, ați auzit vreunul din ăia, că sunt cu sutele pe listele astea, care sunt candidați pentru Parlamentul European, să spună ceva despre ce vor să facă ei, sau măcar partidele, ce vor să facă în Parlamentul European? Eu n-am auzit pe nimeni, din păcate, nimic. Din păcate, nici măcar la nivelul european, mare lucruri nu sunt clarificate. Dacă acum începe discuția dacă doamna von der Leyen va fi sau nu va fi șpiță în candidat, vă imaginați cam ce haos este mai jos. Deci nici nu ai ce să spui, în principiu. Problema care mă șochează pe mine, apropo de alegerile din România și din spațiul european, este că cea mai importantă problemă, are problema de securitate, indiscutabil, nu e discutată de nimeni. Doamne, chestiunea asta care sună banal, armată obligatorie sau nu, face parte într-o discuție mai amplă legată de cum vedem securitatea acestui stat, sau chiar a Uniunii Europene, dacă vreți, pe termen scurt, nici măcar pe termen mediu și lung. Pentru asta e o dezbatere. Pentru că soluția aceasta nu e o soluție militară, e o soluție politică. Deci partidele politice trebuie să vină cu o idee despre cum securizezi România. În contextul ăsta, discutăm despre armata obligatorie sau nu, discutăm despre educația cetățenească în așa fel încât să nu-ți aducă americanii 1000 de Abraham să nu ce urce nimeni ele. Tot războiul ăsta, hibrid, el se duce acolo în a avea soldați, a avea tancuri Abraham, dar a nu se urca nimeni ele. Degeaba ne înarmăm noi și dăm 2,5 dacă oamenii când îi întrebi dacă vor să lupte pentru România, pleacă din țară. La revedere, pa! Ce securizare? Ce înseamnă 2,5? Nu înseamnă absolut nimic din punctul ăsta de vedere. Deci degeaba facem noi calcule, pensii și achiziții. Dacă noi cum gândim acum? Noi suntem acum într-o situație în care nici strategia de apărare țării, cum îi zice, nu s-a schimbat după ce Rusia a invadat Ucraina. Mai e timp. Dacă nu anul ăsta, sigur la anul, și dacă nu la anul, sigur. Deci suntem într-o situație în care nimeni nu discută aspectele fundamentale ale țării. Asta e în contextul ăsta. Domnule, să spunem că există militari de profesie, nu? Militarii iau decizia. Decizia este politică în democrație. La nivel politic. Nu domnule, ei iau decizia. Uitați, o să vă surprinde Ursula. Credeți? Eu zic că da. Ursula von der Leyen cere Europei să se trezească pentru apărare. Dacă n-am discutat la fiecare emisiune, de fapt ați făcut de fiecare dată analiză. Stați o secundă. Este timpul ca Europa să se trezească în ceea ce privește apărarea și securitatea, pentru că mizele sunt imense, a declarat președintele Comisiei Europene într-un discurs ținut la Bruxelles în fața unui public de industria și experți din sector. Amenințarea cu război poate să nu fie iminentă, dar nu este imposibil. Ar trebui să fim pregătiți pentru asta, adică să fim pregătiți pentru război, avertizează ea. Ea și-a amintit atacul iranian asupra Israelului, cea mai recentă declarație de intenție a noii coaliții de regimuri autoritare, care se întinde de la Iran până în Rusia. În acest context trebuie să începem să lucrăm la viitorul arhitecturii noastre de securitate cu rapiditatea și voința politică necesare. A insistat ea cu ocazia acestei conferințe privind securitatea și siguranța în Europa. Cum comentați, practic? Dumnezeu, toată discuția, de fapt, despre securitate în Europa n-are aproape nicio... Cum să spun, n-are niciun participant. Doar oficiali europeni. E doamna von der Leyen, a fost domnul Borrell, dacă îi citiți discursul, exact în aceeași termeni. Adică, establishmentul Bruxelului, elita europeană apropiată de mainstream, ca să nu zic europeană, are această idee în minte. Avem, după pandemie, avem o nouă posibilitate de a face din Europa un stat federal,
de a federaliza Uniunea, de a deveni puternici și unitari, de a construi Europa geopolitică și ceea ce nu ne-a reușit, că din păcate nu le-a reușit foarte mult în timpul pandemiei, le poate reuși acum în contextul de securitate. Armata, dimensiunea, securitatea, este noua idee a cărbunei și oțelului care trebuie să pună Europa împreună, dar la nivel de Domne, Europa Green Federal. Deal e înlocuit cu securitatea Europei. Green Deal-ul nu avea putere. Green Deal-ul era o chestiune de iertați-mă, da. Ăsta nu trage, ăsta chiar trage în tine, asta era ideea. La propriu. Deci ideea este, eu văd acum că și-au pus toți banii politici, elita Bruxellesului, pentru a merge mai departe de pandemie. Noi, consecința pandemiei, de fapt, este că PNR-urile noastre sunt proiecte de guvernare de la Bruxelles. Deci un tip de federalizare financiară s-a reușit, mai mult sau mai puțin. Problema este că în percepția publică, modul de acțiune al Bruxelles în pandemie este rejectat la nivel de 62%. Deci nu place populației ce a făcut Bruxelles în pandemie. Dar prerogativ... Nu e federalizare în momentul în care totuși există un centru care dictează. Da, dar deocamdată centrul ăla trebuie să devină și mai unificat. Încă nu înțeles. E federalizare. Dar nu democratic. Ei vor să facă democratic povestea asta. Nu e, tocmai asta e și narațiunea. Narațiunea asta este lansată public ca toată povestea asta să se întâmple democratic. Este poziția lor. Poziția partidelor europene, a popularilor în special, pentru că vina lor este că noi am ajuns, nu să spun, într-o situație atât de proastă la nivelul discursului public. Este să spună că sunt de acord cu asta sau nu. Ce fel de Europa vrem? Discursul doamnei von der Leyen, discursul domnului Borrell, insistența asta pe apărare, fără să aibă ceva foarte concret pe masă, este de fapt un discurs politic ca Europa să se federalizeze, să ne apere pe toți, să devină o Europa geopolitică, să integrăm pe toți în Europeană. De asta pariul aproape irațional pe victoria Ucrainei în războiul cu Rusia. Pentru că victoria Ucrainei în războiul cu Rusia ar duce ca această idee să se împlinească. Europa să fie jucător, Europa să susțină Ucraina, Europa să finanțeze Ucraina și Europa să devină un jucător global. Marea problemă este dacă nu va câștiga Ucraina în războiul cu Rusia. Asta, ce se va întâmpla cu Bruxelles, eu nu pot să-mi imaginez. Dar față de această viziune, care, repet, este o viziune federalistă, așa cum a fost în vremea pandemiei, eu nu spun că e bună sau rea. E o viziune. Noi suntem de acord, restul europarlamentarilor, partidelor politice, noi sunt de acord cu asta sau nu sunt de acord cu asta? Adică pentru că mâine o să ni se ceară să renunțăm la dreptul de veto, pentru că dreptul de veto la nivel național încurcă decizia de securitate a Uniunii Europene. Pentru că se poate trezi oricând cineva să spună eu nu sunt de acord cu asta. Dacă vrei să fii actor geopolitic, de politică internațională, de politică externă, atunci trebuie să ai o mișcare, cum să spun, coerentă. Să poți să ai un vot care să depindă de unul sau de altul. Deci se va cere să renunțăm la dreptul de veto, să uniformizăm decizia și încet, încet, energetica, nu-i așa, Uniunii Europene, în numele apărării de dușmanii Rusia, Iran, care ori mai fi... Întotdeauna gradul de democrație scade când vine vorba despre lucruri de felul ăsta. Indiscutabil, pentru că nu-i așa, e o necesitate. Și la fel de bine se pierd drepturile și libertățile individuale. Mai e ceva important din punctul meu de vedere. Pe mine, cetățean european, nu? Da. Așa am înțeles că sunt cetățean european. Care aveți drepturi? Nu m-a întrebat, nu, n-am niciun drept, tocmai asta vreau așa să spun. Așa zice reclamă. Pe mine nu m-a întrebat nimeni dacă sunt de acord să dăm bani Ucrainei și câți bani să-i dăm și armament și așa mai departe. Sigur că da. Poftiți? Da, pe asta, federalizarea. Păi nu, stați o secundă, până la federalizare. Aici e o chestiune care ține de strategie la nivelul fiecărui stat, că dreptul ăla de veto de aia e important. În momentul în care aleșii din Parlamentul European vin acolo și se spune, domne, există Parlamentul European, e Consiliul European, sunteți reprezentați. Deciziile s-au luat acolo. Odată că nu s-au luat la nivelul Consiliului European, nu s-au luat nici la nivelul Parlamentului European, ci au fost luate la nivelul Comisiei Europene. Eu, cetățean european, vreau să am un cuvânt de spus. Cu atât mai mult cu cât în momentul în care ăștia care sunt în Parlamentul European, 33 din România și cât sunt din fiecare țară, au ajuns acolo, iar pandemia, războiul și toate celelalte s-au declanșat, dacă vreți, au început după ce au fost. Și atunci cred că prin fiecare stat, prin dreptul de veto, trebuie să existe referendumuri. Că s-au schimbat datele problemei, s-a schimbat lumea. Nu credeți că ar trebui să fie așa, dacă tot vorbim despre democrație? Sigur. Pandemia a fost primul pas prin care Comisia a substituit sarcini
esențiale care aparțineau Consiliului. Comisia devine mai puternică decât Consiliul prin atribuții pe care și le-a dat în timpul pandemiei. Acum se dorește ca această comisie să meargă mai departe, sau mă rog, comisia să-și aprieze tot mai multe la tot mai multe și drepturi după ce a început războiul. Exact. Prin, în politica externă și în armare, prin această, hai să zic așa, nouă viziune a Uniunii Europene ca Europa geopolitică. Dar toate lucrurile acestea, eu nu spun că în sine această idee este contestabilă. E o idee care poate fi funcțională. Dar ideea asta nu discută nimeni. Adică nu. Față de ideea aceasta, nimeni nu are nici măcar opinie contrară. Toți europarlamentarii care se duc acolo, în spațiu public, nu spun nimic despre aceste chestiuni. Cum vrem să arate Europa? Poate vrem să arate așa, poate nu. Și doi, la nivelul local, nimeni, niciun politician nu spune foarte clar cum vrea să arate securitatea României. Doamne, dacă noi nu discutăm în acest moment, la nivel local, adică național, de aceste lucruri, cum arată securitatea României, care este cea mai importantă problemă astăzi în România. Cea mai importantă problemă astăzi în România este securitatea. Nu economia. Sigur, economia este importantă din alt punct de vedere. Dar securitatea bate economia dacă vă uitați la anumite decizii strategice care s-au luat în țara asta. Și eu nu spun că e rău, Doamne ferește. Eu spun doar că tu trebuie să-ți gândești poziționarea ta ca Românie în termenii securității, pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung. Că asta va fi discuția viitoare. Dar cine să facă asta? Politicienii, că ei au... Ei se duc care, în Parlament. Care, doamnă? Avem... Aia care se duce în Parlament. Vă dau primii 10 politicieni, europeni, europarlamentari. La nivel european, discuția este cum vrem să arate Europa. Acceptăm ca Europa să se federalizeze, să dăm dreptul de veto și Europa să meargă mai departe și să-și asume noi așa atribute e de... E adevărat și noi trebuie să avem la rândul nostru o viziune, o idee despre ce vrem să facem. Democrația înseamnă o dezbatere. Republică. Nu numai dacă suntem de acord, aș vrea ca România să vină însăși cu o strategie, dacă se poartă particularizată la pentru ce... Măcar să participe la dialogul ăsta. Eu nu participă la niciun dialog. Asta e drama, de fapt. Nu participă la niciun dialog și știți care e drama? Am impresia că habar n-are că aceste lucruri sunt pe masă la Bruxelles acum. Nici măcar nu vrea să înțeleagă că aceste lucruri se discută acolo, într-o bună parte a României care ar trebui să ne reprezinte această conversație. Asta este drama, de fapt, slăbiciunea. Deci de ce nu știu? Unii pentru că interesează, unii nu sunt capabili, iar cei care știu probabil că nu vor să spună. Deci toate aceste lucruri, până la urmă, transformă România, iertați-mă, în acest moment, în statul cel mai prost echipat. Pentru câte provocări vor fi de aici înainte. Sau și într-un stat prost echipat. Poziția cea mai, să spunem, că e vorba despre... folosim un pleonar, cea mai strategică, dacă e pe așa. Dom'le, poziția ta strategică Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în straiță. Dacă tu ai o poziție strategică mai mult. Și nu ai nu te folosește spun nimeni la nimic, toată lumea pleacă acasă. Nu ai nicio idee, nu te interesează în condițiile în care poziția ta este una cum nu a fost niciodată. Da. Datorită istoriei, geografiei și, mă rog, datorită războilor. Ai relația cu Republica Moldova, o temă de discutat. Ai poziția ta strategică, ai relația cu Europa. Toate lucrurile acestea, nimeni nu vezi nicio conversație, mă rog, națională pe subiectele astea. Pentru că atributul, spațiul public, apropo de politică externă, este alt președinte, cu toate, Constituția spune cu totul altceva. Președintele este unul. Dar candidați la președinție pot să fie mai mulți. Ăia trebuie să discute. Partidele politice, în doctrina lor, în viziunea lor, trebuie să spună ceva despre securitate. Doamne, sunteți de acord cu armata profesionistă? Vreți Doamne, până la urmă o să spună piedone. Klaus Iohannis îi pune la punct pe Cârcotaș în chestiunea șefiei pentru NATO. Am avut discuții bune. Președintele României, Klaus Iohannis, că tot vorbeam despre strategie, idee, bine, dânsul își caută servici, cum se spune la noi la Caracal, adică nu e vorba de a avea o strategie, cu atât mai puțin pentru România și cu atât mai puțin și pentru NATO. Președintele României, Klaus Iohannis, a vorbit despre modul în care decur negocierile cu privire la șefia NATO, pentru care și-a anunțat intenția să candideze. Ce spune domnia sa? Discuții se poartă, iar ele sunt intense. Chestiunile NATO nu se discută în public. Aoleu, păi până acum cum nu s-au discutat? Continuăm ca și până acum. Am avut discuții bune în plan diplomatic și ele continuă, a spus Iohannis în cadrul conferinței de presă. Păi până una alta toți îl vor părute. Sunt vreo 2-3 care n-au spus încă ce vor. Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri 10 aprilie 2024 că ăsta e singurul lui argument, că țările din flancul estic al NATO sunt în prima linie.
Așa și ce, dacă asta e un argument ca să fie un președinte din Europa de Est? Ceea ce discutaserăm noi, dacă viitorul secretar general se va alege în funcție de războiul din Ucraina, și cu siguranță despre asta va fi vorba, s-ar putea ca unora să nu le convină tocmai ca un secretar general să fie din prima linie. S-ar putea ca să trească să fie din linia a doua. Mm-hmm. Pentru că, dacă, repet, dacă spui NATO, spui Rusia, nu spui China. Deci subiectul principal va fi Rusia, evident. Și dacă nu îți trebuie prima linie, atunci va fi linia a doua. Domnul Rutte e linia a doua și e foarte bun tocmai ca să fie linia a doua. E adevărat. Sau domnul Cameron, care la un moment dat... Haideți că am depășit acest timp pentru emisiune, dar am citit un raport oficial, XAT, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, da? Ce a urmărit spionajul rus în România? Știați ce a urmărit? Infiltrarea printre refugiații ucraineni, penetrarea instituțiilor și a rețelelor de comunicații, culegerea de informații despre sprijinul pentru Ucraina. Iată obiectivele descrise în raportul CSAT, raport consultat de G4 Media. Și uite ce se spune aici. Imediat, că era o chestie care mi-a atras atenția, dar ajung imediat la ea. Suminarea, să spunem asta, penetrarea infrastructurilor critice de comunicații și informații, că se întâmplă în lume și e un război din punctul ăsta de vedere. Dar zice, suminarea prin dezinformare și propagandă a încrederii românilor în armată și aliați. Dumneavoastră ați fost suminat în factorul decizional. Cine e factorul decizional? Ciolacu, Ciucă. Și în capacitatea instituției militare națională de a-și îndeplini misiunile prin derularea unor acțiuni asociate agresiunilor informaționale. Domnule profesor, eu am proprietatea termenilor și cât de cât la cuvinte, la propoziții, încă o dată. Deci ce au făcut rușii? Au încercat să penetreze infrastructurile critice de comunicații și informații. Am înțeles. Că au cules informații, că au vrut, s-au infiltrat prin refugiații ucrainieni. Dar ei au încercat, nu știu dacă a reușit, suminarea prin dezinformare și propaganda încrederii românilor în armată și aliați. A simțit asta până acum? În factorul decizional Ciucă, Ciolacu, Rareș Bogdan, Piedone și Nicușor Dan și în capacitatea instituției militare națională de a-și îndeplini misiunile prin derularea unor acțiuni asociate agresiunilor informaționale. Vă rog pe dumneavoastră să comentați, că nu mă pricep și nu vreau să mă enervez la final. Domnul, dacă... Eu mă tem că lucrurile sunt chiar și mai grave pe termen mediu și lung, nu pe termen scurt. Așa. Dacă a început toată această poveste, invazia, mă rog, rusă în Ucraina și toată această mobilizare realmente, chiar a instituțiilor de tipul ăsta împotriva rușilor, ceea ce a fost firesc, colaborare, servicii, Uniunea Europeană, NATO, America, mă rog, nu știu exact, dar bănuiesc că toată lumea a fost normal că există colaborare și... Mai ales la nivel NATO. Rușii, eu mă tem de altceva. Vreau să crezi că e unul care scrie pe Facebook Vladimir Putin este un frumos lider bun. Frumos și deștept și nu știu ce. Da. Are, îl citesc 25 și îi dau 10 like și se scriu 70 de rapoarte despre cum l-am identificat, ce face Rusia, cum dezinformează. Ați înțeles? Păi da. Deci ăla e, eu mă tem altceva. Eu cred că cel mai mare risc de vulnerabilitate al Europei, în anii pe care ați invocat dumneavoastră, 2022-2023, în care gândirea critică s-a suspendat practic, în care nimeni nu mai gândea critic, cel mai mare risc, și dacă aș fi fost rus, eu așa aș fi procedat, a fost să-ți trimiți agenții ruși care să strige toată ziua la televizor, jos Rusia, jos Putin. Doamne, apăreau tot felul de voci, tot felul de figuri, și nu numai la noi, probabil că în toată Europa, care știau să zică un singur lucru, personaje care nu le puteai spune, dar pe ce te bazi, sau cine ești tu, de unde ai apărut? Cum adică de unde am apărut? Eu sunt împotriva Rusiei, eu sunt împotriva lui Putin.
în care nu mai era niciun spirit critic, în care nimeni nu putea să critique așa ceva, în care nimeni să pună în discuție așa ceva, personaje de care n-ai auzit niciodată, care nu făcuseră până atunci nimic în viața lor, de fapt făcuseră niște lucruri care oricum nu aveau nicio importanță, da, și care au devenit brusc lideri de opinie. Pe care, repet, nu trebuie să spun, dar de unde ai apărut totuși așa, de unde ai venit? Nu. Cine ce te era? Recomandă? Ce vocea și care talentul? Care este experiența ta, vocea și talentul, da. Doamne, când au apărut asemenea personaje, doamne, dacă eu aș fi fost rus, așa aș fi făcut, doamne, nu să-l pun pe amărâtora să scrie Vladimir Putin este un om de treabă. Pentru că așa fac numai idioții. Ori, ținând seama de tradiția serviciilor ruse, care s-au luptat vreo 50 de ani cu americanii, nu cred că sunt chiar numai idioți acolo. Deci, cea mai mare vulnerabilitate a Europei a fost lipsa de discernământ și de spirit critic atunci când toată lumea a intrat într-o narațiune exaltată. Atunci rușii au avut deschidere. Pentru că ei au rămas în sistem, ei vor fi în sistem și peste 5-10 ani, când vor avea rușii nevoie de ei, atunci îi vor accesa. Asta este vulnerabilitatea noastră. Nu amărâții care scriu pe perete sau care scriu pe Facebook, pentru că nu-mi imaginez că rușii își imaginau, adică făceau chestiuni de genul ăsta. Iar în ceea ce privește subminarea, doamne, rușii fac peste tot asta. Rușii subminează defecțiunile deja existente în societăți. Asta e marea problemă. Tu degeaba te uiți la cum mai bagă ăia un cui ruginit într-o rană dacă nu te întrebi de unde a apărut rana aia. Că rana neîncrederii în instituții, iertați-mă, n-au făcut-o rușii. Rușii întăresc acea ramă. Noi nu credem în instituții. Instituțiile din România nu au încrederea românilor. Dacă dai un comunicat oficial, cum a fost atunci când rușii au intrat în Ucraina, benzina este în regulă, nu mergeți la coadă la benzină, controlăm totul. Toată lumea stătea la coadă două zile. Nu mai crede nimeni instituții. În primul rând au reacționat foarte târziu. Bun, asta trecând peste asta. O reacție întârziată, deci, nu mai spun. Oamenii nu mai cred instituțiile. Nu trebuie să vină rușii să le submineze, le subminăm noi și ei folosesc această subminare. Pentru că noi nu avem o discuție despre securitate sau o discuție coerentă la nivelul societății. Sigur că orice poziție pe care armata ar avea în acest moment, fără exercițiu a 30 de ani de comunicare strategică pe care nici forța navală nu a avut-o, nici armata nu are, din păcate, România, pare stridentă și intră în mixajul ăsta de persiflare sau neluare în serios și evident că probabil că și rușii folosesc acest lucru. Dar este vina noastră că n-am învățat să comunicăm strategic, că nu ne-am învățat instituțiile să comunice strategic. În orice țară din lume, în timpul unui război, armata și vine și spune, uite ce război mare este, sprijiniți-ne. Este război la Marea Neagră. Scriem rapoarte despre Marea Neagră, dar nu avem nici corvete, nici fregate, că nu le-am cumpărat când era vreme. Dar acum era momentul ca Constanța și flota să vină să spună, domnilor, avem un problem la Marea Neagră, nici măcar nu avem cu ce să ne ducem în misiuni. Da, era normal să fac asta. Era normal să fac asta. Dar pentru că noi nu am învățat și nici armata n-a știut să comunice strategii, acum apare strident și nici nu știu cum să o facă. Și nu i-a ajutat nimeni să o facă. Asta e, de fapt, slăbiciunea majoră a acestor instituții. Nu că vin rușii și ne subminează. Cum să ne submineze, domnule, dacă... Sau ce să mai sub... Ei subminează ceea ce este deja subminat, din păcate. Unde e comunicarea strategică a flotei române acum? Unde este? Pentru că au stat... O privață acolo i-a obligat să vorbească toată ziua numai despre pensii. Doamne, discuția despre pensii, și mă mir că n-au pus asta, discuția despre pensii în România este cea mai mare opțiune, cea mai mare operație de subminare a statului român. De pensii militare. Domnul Tucă, cum a apărut discuția asta, domnul Tucă? Că a ajuns în PNR și am zis, trebuie să facem asta. Bă, dar cum a ajuns, domnule, PNR? Fără să o... De ce n-a început discuția asta înainte de a pleca la Bruxelles? Cine a împiedicat ca această discuție? Cum, domnule, pleacă un document de asemenea însemnătate la Bruxelles și nimeni nu citește documentul ăsta în țara românească? Document aproape secret, adică nu aproape secret. Păi, domnule, stați un pic. Noi avem instituții care trebuie să știe lucrurile acestea. De ce n-a început discuția despre documentul ăla înainte de a pleca? După ce au aprobat-o, vii acum și discuți. Care-i consecința, domnule? A aruncat în furie zeci de mii de militari rezerviști care se ascund prin colțuri de Facebook și își varsă năduful. A aruncat în nedeterminare o mulțime de militari active, acum care se gândesc, bă, dar pensia mea ce o să fie? Și a aruncat ai șubrezit viitorul contingent care să vină în aceste instituții de forță. Pentru că, domnule, dacă veneai în aceste instituții de forță, aveai o sumedere de restricții. Dar aveai un loc de muncă fix și aveai o pensie, erau niște avantaje. Normal. Bă, dacă le arunci pentru ce ai făcut tu, pentru restricțiile pe care ți le-au dat o viață întreagă. Bă, tu ai aruncat în aer toate astea. I-ai enervat pe aia,
și ai făcut să voteze pro, ai partide de protest, și normal că i-ai umilit, de fapt, păi ăștia de acum se uită în primul rând la pensie și ce se va întâmpla cu ei, și când vine o posibilitate să ieși la pensie ca să-mi vină pensia mare, asta caută ei în primul rând, și pe aia, după aceea nu mai vin în sistem. Păi, dom'le, arătați-mi o operațiune de subminare a securității naționale mai mare ca asta. Cine-i vinovat pentru asta? Unde sunt idioții, iertați-mă că o spun, care nu s-au uitat peste document când a plecat la Bruxelles? De ce n-au făcut-o? Erau tâmpiți sau trădători? Asta e, de fapt, discuția română. Erau idioți sau trădători? Dacă erau trădători, pedepsește-i. Nu să vii acum să pui o țară întreagă să discute numai despre asta, dom'le. Te duci la militari, la Constanța și îți vorbesc despre pensie? Pentru că pe Săroaia i-ai băgat în tot siajul ăsta și i-ai nenorocit. Ce? Păi nimeni nu-i vinovat despre asta. Nu se mai încape vorba despre o strategie. Nimeni nu-i vinovat despre asta. Păi nu, apropo de ce... Ce să mai vorbești noi vorbim despre strategie? De mai știu eu ce... Asta de ce nu o clarifică nimeni? Asta zic. Dar uitați-vă, apropo de discuția despre strategii, șeful de stat major, da? Care putea să vină într-un interviu, într-o conferință de presă și să vină care e strategia României la Marea Neagră și nu numai vis-a-vis de războiul din Ucraina și ce se întâmplă în spațiul ăsta european. Hai, domnule, s-ar putea să fie încorporați tinerii, să facă armata, nu obligatoriu, dar să nu știu. Păi, vorba dumneavoastră. Asta înseamnă subminare, că un șef de stat major vine și vorbește despre faptul că s-ar putea să armata română să aibă nevoie de niște pifani, care ar trebui să fie profesioniști. Nimic despre strategia la Marea Neagră. Vorbim toată ziua și noi, vorba dumneavoastră, nu putem, nu avem o barcă, da, mai acătării cu care să facem o patrulă. Nimic despre strategia României în general, în plan militar. Dar avem candidat la NATO, care s-a autocandidat, ca să spun așa. Și ce părere aveți despre candidatura domnului? Nu vă mai întreb, nu? Puteți să mă întrebați, nu e. Eu cred nu vă mai întreb, nu vreau să eu vă... Eu cred că deja lucrurile s-au înclinat așa de tare încât... Nu mai e nimic de făcut. Încât nu mai e nimic de făcut. Și atunci la ce bun jocul ăsta? Și răspunsurile de fiecare dată că sunt... Nu, aici sunt... Noi nu confundăm proiectele individuale cu proiectele, cum să spun, de stat. Problema pe care ați invocat-o, apropo de militar care e o problemă majoră, pentru că ei nici n-au comunicat până acum. Și a prins războiul și a pus să comunice. Aici e problema majoră. Ei n-au învățat să comunice, n-au instituții, n-au sprijin, nu și-au făcut acest instrument, au avut în jurul lor doar, cum să spun, susținători fără rest, și care acum s-au ascuns că nu mai e un război la care nu vor să participe. Și n-au deschis în societate o discuție despre securitatea României și ce e de făcut, la care să fie subsecventă, la care e subsecventă tema serviciului militar obligatoriu sau armatei profesioniste. Pentru că asta e partea unui pachet, a unei viziuni despre societate și ce vrei să faci cu societatea. A unui tip de angajament al cetățeanului român, a unui tip de educație pe care o are cetățeanul român. Armata obligatorie este un tip de atitudine față de stat, pe care trebuie să o gândești în exercițiu politic. Nu e vorba de alea 9 luni sau 6 luni cât ai armata obligatorie. E un exercițiu de viziune asupra societății pe care tu îl discuți și la care militarul vine după, nu el deschide discuția despre asta. Dar militarii n-au deschis o discuție prin, mă rog, partenerilor civili să pună pe masă discuția despre securitate, în care chestiunea aceea era una pe care oricum nu o decid militarii. Era un punct... O decid oamenii politici. Și ei au intrat în acest subiect, au încasat toate loviturile, politicienii s-au retras toți, au lăsat armata să încaseze. Și armata a rămas, a ieșit prost în toată această discuție. Dar e vina, iertați-mă, a neînțelegerii problemei și a neputinței de a comunica chestiunea în datele reale. Da, și apropo de stabilizare, mi-am adus aminte că noi ne facem singuri răul și vorbesc de lumea occidentală. Aduceți-vă aminte că înainte de anunțata, mult trâmbițata contraofensivă a Ucrainei, se vorbea în egală măsură despre faptul că soldații ruși sunt niște desculți. Nu mai dau aici exemplele alea care erau de râsul curcilor, adică faptul că o dronă a fost doborâtă cu un borcan de castraveți. Ei bine, peste 6 luni, numai mult, 8 luni, toată Europa, toți șefii de stat vorbeau despre faptul că Rusia poate să meargă la nivelul următor și să atace
o țară din Europa, o țară din NATO. Păi când omul de rând, să spunem, da, cetățeanul european a auzit luni de zile despre faptul că ăia sunt niște desculți și contraofensiva îi va arunca pe ruși în mare și că în august Crimea va fi a ucrainilor înapoi. Deci după ce au văzut toate astea și la un interval de câteva luni aflăm că trebuie să ne înarmăm, că trebuie să încorporăm soldați pentru armata, armatele occidentale și nu numai, și că Rusia urmează să atace o țară NATO. Ce să mai spună cetățeanul european? Unde e adevărul? Ce să mai înțeleagă despre tot ce discutăm de 2 ani și jumătate încoace? Nimic, nu? Cetățeanul european cred că a fost mai realist. Centrul European Council for Foreign Affairs a dat publicității datele despre percepția europenilor față de război din Ucraina. 10% dintre cetățenii europeni cred că Ucraina va câștiga războiul. Sau 20% spun clar că rușii vor câștiga războiul și 34% spun că va fi o negociere între Ucraina și Federația Rusă. Deci, cetățeanul european nu e marșat, parte la această nu a prizat poveste. Problema mare a Europei acum este că vorba perioade, și repet, sunt datele făcute de Consiliul European pentru afaceri externe. Am perioada interbelică între țara reală și țara legală, e o diferență. Asta e mare. Aici este, de fapt, dificultatea discursului politic. Noi avem mesaje oficiale de la importanți lideri europeni, șef de comisie, numărul 2 în comisie, ministru de externe, care ne spun un lucru, da, Borrell este vicepreședinte al comisiei, care ne spun niște lucruri care nu cred că găsesc o mare rezonanță la cetățeanul european. Asta e problema în acest moment. Adică noi ne mirăm acum că a ajuns la 30% un vot de protest, care sigur are diverse fațete și forme, fiecare apropo stat de național. Partide suveraniste. Partide suveraniste, extremiste, mă rog, da, da, de da, numesc partide, da. Bun. Care nu scoase în afara legii deocamdată niciun stat și care ajung acum undeva pe la 30%. Păi de ce ajung de la 30%? De ce Uniunea Europeană, sau mă rog, Parlamentul European va arăta, va înclina spre o anumită parte? Păi pentru de asta ajung. De asta ajung. Pentru că e prea multă vorbă goală sau prea mult eșec politic, dacă vreți, sau prea multă vorbă și prea puține da, parte. Da, pe de altă parte, celelalte partide nu ajung la 30%. Dacă te uităm în Franța, partidul sau alianța lui Macron are 18%. Da, fenomenul se în Germania se întâmplă la fel, peste tot se întâmplă la fel. Se întâmplă lucruri. Adică lucruri, nu numai că lucruri. Există aceste forțe, partide suveraniste, extremiste, cum le cataloghează ei, că aici în România e nevoie de stabilitate și să nu fie extremism. Dar celelalte partide cu care se află în confruntare, în dispută directă, au undeva, uneori, mult sub aceste partide extreme suveraniste. Indiscutabil. Va fi noi versus restul. Asta va fi și majoritatea ale Parlamentului. Cum se poate schimba Europa? Da, vă rog, întrebarea o țin minte. Vreau, puneți-o. Cum se poate schimba Europa astfel încât să existe măcar o înțelegere, dacă nu o coerență și o chestiune articulată între ce vrea cetățeanul european și ce vrea Parlamentul European, Parlamentarul European, Consiliul European? În ce măsură poate fi tras la răspundere sau acțiunile, deciziile pe care le ia Europa, Uniunea Europeană, trebuie să țină cont de ceea ce vor cetățenii europeni? Am sentimentul... Pentru că în ultimii, de la pandemie încoacea, mi s-a părut că sunt pe poziții total diferite. Două lucruri sau trei lucruri. Unu, e foarte interesant că în acest moment am ieșit din zona exiturilor. Oricâte partide am avea de tipul ăsta suveranist, niciunul nu-și asumă sau nu vine în fața electoratului cu ideea că va face un pas, că vrem să ieșim din Uniunea Europeană. Toți declară că vor să schimbe Uniunea Europeană. Nu să părăsească Uniunea Europeană. Da. A doua observație. Am așa sentimentul este. Că cetățeanul european în acest moment știe foarte bine ce nu vrea. Nu este foarte clar ce vrea, dar știe ce nu mai vrea. Îl deranjează
Dar nu deranjează același lucru în fiecare parte europeană, ca să zic așa. Este o stare de nemulțumire, care nu este însă una europeană. Aici e marea problemă a Bruxellesului. Încearcă să definească, de pildă, problema Ucrainei ca problema definitorie pentru toată Europa. Problema Ucrainei este problema majoră în opțiunea cetățeanului european, doar în spațiul estic, dacă vreți. Și nici măcar în spațiul estic tot. Aici este marea problemă. Și aici este, de fapt, trișeria. Și aici se vede foarte clar că chestiunea înarmării, dezarmării, transformării Europei într-o legătură cu realitatea, mai ales în țările occidentale, în țările din vestul Europei. Da. Evident, are într-un singur loc, într-o insulă de nemulțumire pe tema asta, cu capitala la Tallinn, că acolo este cea mai mare opțiune antirusă și pro-ucrainară din acest punct de vedere. În al treilea rând, problema în Uniunea Europeană va fi și mai complicată, pentru că aceste partide nu vor avea puterea la Bruxelles. Dar vor avea puterea să inducă în statele națiuni ideea că nu trebuie să renunți la dreptul de veto. Asta va fi consecința indirectă a apariților partidelor suveraniste. Ele vor transmite populațiilor și națiunilor, nu renunțați la dreptul de veto, pentru că dreptul de veto e important. Asta nu trebuie transmis la fiecare națiune în parte. Pentru că poate unele națiuni sunt mai subțiratice în forța lor de a rezista Bruxelles, dar unele vor spune nu. Doamne, lăsați dreptul de veto acolo unde este, nu vrem să renunțăm la el. Și în momentul în care nu renunță la dreptul de veto, în momentul acela să schimb tratatele este o imposibilitate. Sigur, teoretic Bruxelles poate să facă orice, dar este aproape o imposibilitate și vei crea o problemă internă sau de politică internă la Bruxelles, care nu știu cum poate fi rezolvabil, cel puțin în acest moment. Și ultimul rând, dacă Ucraina nu câștigă, Doamne ferește, războiul și pierde și va fi o negociere, da, atunci tot proiectul european de apărare, de construcție, iertați-mă, se duce pe apa sâmbetei. Asta va fi marea problemă a Uniunii Europene de aici înainte. S-ar putea ca pariul pe care el face, care pleacă de la ipoteza unei victorii ucrainiene în Ucraina, războiul cu Rusia, s-ar putea să nu funcționeze. Și în momentul acela, Bruxelles mai rămâne foarte puțin aproape deloc. Pentru că altfel se va pune și extinderea Uniunii Europene, și integrarea Republicii Moldova, și integrarea Balcanului, etc. Foarte multe subiecte la care Bruxelles nu are în acest moment răspuns, dacă pleacă de la ipoteza că Ucraina nu câștigă război. Altfel spus, 2024 ar putea, dacă nu este unul dintre cei mai importanți ani din istoria ultimilor 20-30 de ani. În generația noastră, dacă îmi permiteți, cred că e unul dintre cei mai importanți ani. Și în anii aceștia, deci în 2024, cea mai importantă sarcină a României și a politicului din România, să discute ce vrea să facă politicul cu România în această perspectivă în care, cel puțin pentru o perioadă predictibilă de timp, securitatea este tema majoră. Această dezbatere, din păcate, nu există. Păi cum? Nu se discută despre țevile din București? Mulțumesc mult, domnule profesor! A fost o lecție deschisă la care am asistat cu toții. Să ne vedem cu bine! Emisiunea noastră se încheie aici. Ne vedem mâine seară, orele 20, cu marele Jack Ion Cristoiu. La revedere! Pa!